Bună ziua tuturor! Iată, am ajuns și la editura Caiete Silvane din Zalău. Destul de onorat sunt pentru acest lucru, pentru acest fapt. Acum, când suntem în mijlocul primăverii, uite, suntem în zodia berbecului, se încheie, se sfârșește, se termină mâine și mă aflu aici să vă spun, să vă povestesc ceva despre cartea mea apărută, uite, iată, chiar în zodia berbecului, chiar dacă spre sfârșitul acesteia și vorba aceea a noastră, a tuturor, a românilor, vorba din popor, niciodată nu e târziu. Fiind berbec de la 1 aprilie și numindu-mă Marin Ștefan, profesor pensionar din Șimleul Silvaniei, cum ziceam, vă voi spune câteva date tehnice sau și de altă natură despre această carte care încununează, dacă pot zice, mă pot exprima așa, o muncă de peste 55 de ani de publicistică a mea. Perioada în care am publicat sute și sute, nu chiar mii, de articole despre toate domeniile de activitate din orașul Șimleu Silvaniei, din județul Sălaj, chiar și din alte județe sau de la nivelul țării. Am început cu articole din zona sportului, publicând în sportul la nivel național și în Caiete Silvane, la ziarul Crișana, a regiunii Crișana, de la Oradea, Viața Vâlcii, de la Vâlcea, sau Gorjanu. După 1989, mulți prieteni, mulți oameni, indiferent de profesiunea lor, de locul lor de muncă, m-au tot îndemnat: domnul profesor, scrie și despre altceva, nu numai despre sport. Și așa am ajuns să scriu despre educație, despre școală, despre armată, despre biserică, despre ceea ce ține de edilitar gospodăresc, despre turism, despre activitățile închinate zilei olimpice și mai ales cele de promovare a valorilor olimpismului. S-au adunat, cum spuneam, sute și sute de articole care se regăsesc în această carte, în cele 661 de pagini, care au 12, care are 12 capitole, sau ele, paginile, au 12 capitole, cu 248 de titluri, însoțite de fotografii, în număr de 532. Îmi pare rău, pot să zic chiar supărat, că n-am fost, scuze, pe fază să scriu cartea în cel puțin două volume. S-au adunat la început peste 1500 de pagini A4, fiind nevoit să reduc, consultându-mă cu domnul director Săuca, cu domnul redactor Alex Curti, aici la editura Caiete Silvane,
să reduc din articolele tematice. Am coborât, nu s-a încadrat, era prea voluminoasă, nu se lega bine, deci. Și am ajuns la 661 de pagini, cum spuneam, cu aceste 532 de fotografii care însoțesc cele 248 de titluri. Și au rămas pe din afară, la tematica asta, multe activități la care am fost prezent martor ocular și am scris despre ele în aproape 40 de publicații de ziare, de reviste la nivel de regiunea Crișana, de județe, Vâlcea, Gorj, Sălaj sau la nivel de țară. Cel mai mult îmi pare rău și de faptul că au rămas pe din afară multe fotografii și mai ales că a trebuit să le micșorez, să le micșorăm de fapt, ca să se încadreze și să se poată lega cele 661 de pagini ale cărții. Asta e ce să facem. Poate a fi vorba despre alt volum sau dacă nu, o include poate din ele în alte vreo 3-4 cărți pe care le am în manuscris, în lucru, unde se vor preta respectivele poze, care, cum spuneam, nu se regăsesc. Ați văzut, asta e un fapt adevărat, un lucru constatat, multă lume, indiferent de pregătire, de grade, de diplome, de loc de muncă, de profesiune, se uită mai mult sau cât mai mult la fotografii, se caută pe ele, își caută prietenii, rudele și așa mai departe. Da? Ce să fac? Trebuie din capul locului, trebuia să spun sau spun și acum când ziceam, nu, niciodată nu-i târziu să spui ceva, să vorbești despre ceva, despre cineva, în orice context, să vă spun că a apărut datorită implicației domnului director Daniel Săuca, dar cu sprijinul editurii și al Color Print din Zalău, cu contribuția bună a domnului Moyor Laurent. Cartea începe cu o prefață a domnului Daniel Mureșan, director al cotidianului magazin Sălăjan, cu un argument al meu și cu mulțumirile de rigoare referitoare la cei care au contribuit la organizarea, desfășurarea activităților la care am fost prezent, deci la unii conducători, la cei care m-au ajutat să ajung la aceste activități, mai ales în localitățile limitrofe și Mureșului sau județului la nivel de țară, precum și ziceam eu și zic în continuare, la procurarea unor materiale, mă refer la cameră de filmat, la aparat de fotografiat și așa mai departe. După capitole sau tematica respectivă este o postfață a domnului Daniel Săuca, președintele jurnalistelor județeni, prefața domnului Daniel Mureșan, postfața domnului Daniel Săuca, m
m-au surprins în mod plăcut, mă onorează, veți vedea, ele au fost de fapt și prezentate online de Caiete Silvane, respectiv de Centrul de Cultură și Artă al Sălajului. Ele au fost rânduite, articolele și fotografiile, și cu ajutorul doamnei Oana Barari Săvuș, ordonate cum trebuie, cărora desigur că țin să le mulțumesc cu această ocazie. Coperta întâi pe care o vedeți, cu orașul Șimleul Silvaniei panoramic cu centrul lui, aparține prietenului meu Ovidiu Mugur, teierul din Șimleul Silvaniei. Iar în ansamblu coperțile 1 și 4 au fost rânduite, au fost aranjate, cum spuneam, de domnul Moior Roland. Trebuie să spun cu această ocazie, și am spus-o de multe ori și o voi spune, că am ajuns până la urmă să adun aceste articole în acest volum și dedic cartea soției mele, profesoara Irena Ștefan, care m-a înțeles cu tot demersul meu jurnalistic de-a lungul celor peste 55 de ani, cum spuneam, și nu e de aici, de acolo, și așa am zis aici, dedic această carte soției mele, cea care a dat viață, înțelepciune și bună rânduială familiei noastre. Mulțumesc, Nuții, sănătate să ai, multă, multă, multă. Desigur, și cu gândul la familiei mele mari, frumoase, lărgite, la frații mei, dar și la părinți care nu sunt lângă mine, să-i odihnească Domnul acolo sus, dacă poate au ajuns în dreapta lui. Două vorbe despre implicarea mea în această activitate de a scrie, de a citi, de a scrie. Am dobândit-o de mic copil, tata fiertat, fiind poștaș, aducea acasă diferite ziare și reviste și urmăream mai ales paginile de sport, iar la un vecin ascultam meciurile de fotbal la galenă, la un receptor, așa, un aparat, un receptor mai rudimentar, dar nu aveam nici curent electric, nu aveam nici televizor, nici aparat de radio la vremea respectivă. Am învățat mult, mult timp clasele primare, scriind, învățând, citind la lumina lampei, lămpii. Să spun și să nu spun, e un adevăr, multă lume a fost... M-am tot întrebat de ce scriu așa detaliat, de ce scriu așa de mult și de ce tot prezint nume și nume de oameni, de personaje. Vorba domnului director Săuca, în fosfața dânsului, eu sunt un publicist, un gazetar de modă veche, ultimul mohican din acest punct de vedere, în sensul că eu așa am văzut eu lucrurile și așa le voi vedea,
încât să apară într-o cronică, într-un articol despre activitatea respectivă, să fie evidențiat nu numai conducătorul, nu, hai să zic, nu numai șeful țării, nu, nu numai primarul, nu numai directorul, nu numai antrenorul la fotbal sau la volei și așa mai departe, și ceilalți factori decisivi, nu, personajele de bază și cel care a marcat un gol, nu, sau cel care a dat o pasă, cel care ce a făcut el la volei, la handbal sau la atletism. Și așa au apărut articolele mai detaliate prezentate, pentru că citindu-le, văzând și fotografiile, intuind, parcă ar fi prezenți acolo, deci citind și în spațiu și în timp, vedeau felul de desfășurare a activității respective, propriu-zis filmul activităților. Am fost îndemnat de atâtea ori să scriu și despre lucruri nepotrivite, lucruri rele, din orice domeniu de activitate. N-am făcut-o sau n-am prea făcut-o în articolele mele, pentru că era, zic eu, și este de datoria altora, cei care au absolvit o facultate de jurnalistică, de ziaristică, sunt implicați trup și suflet în această meserie, sunt remunerați. Eu am făcut benevol acest lucru și cu scrisul și cu participarea și cu prezentarea articolelor și cu fotografiile respective, cu DVD-urile respective despre activități, și n-am vrut să fac acest lucru, fiind vorba, să zic, despre primărie, despre poliție, despre armată, despre vecinul cutare al nu știu cărui cetățean din Șimleu sau din altă parte, și mai multe fapte din astea care nu s-au regăsit și nu se regăsesc în articolele mele. Cartea o puteți procura, cum îmi spunea domnul director de aici, de la Centrul de Cultură și Artă al Sălajului. Ea va fi, se va regăsi și la Biblioteca Județeană și la biblioteca din orașul Șimleu Silvaniei și la mine. Câte exemplare voi mai avea? Am început cu distribuirea lor de vreo 2-3 zile. Aș putea spune multe lucruri despre ea, despre activitatea mea, dar nu cred că e cazul. Dumneavoastră o cunoașteți, ați citit multe articole în atâtea publicații și reviste de care vă vorbeam. Ele la număr sunt, cred, fix 39 sau poate până la urmă și 40 dacă implic și ceea ce apare în fiecare an cu presa județeană la noi în dicționar, la Gala Presei Sălăjene, care vedeți că nu se mai poate desfășura așa din cauza acestei nenorocite de pandemie. Și apropo de ea, de pandemie, apropo de scris, de citit, vreau să vă spun, mai ales în această perioadă, e bine ca omul să se regăsească chiar la el în casă, la el în dormitor, la el în cămăruță sau oriunde,
cu o carte în mână și să citească. Mie îmi pare rău de turnura pe care o are presa în România, în lume chiar, mai ales presa scrisă. Mă doare lucrul acesta, în sensul că poate, și bine ar fi să nu fie poate, că va dispărea cartea propriu-zisă, nu? Palpabilă, și va fi ceea ce nu-mi convine mie, pe internet, online, pentru că nu o simți cum o simți când o pui mâna pe ea, când o citești, când te duci la pagina respectivă, la fotografia respectivă, când o iei din bibliotecă, de pe raft sau indiferent de oriunde, când o scoți din geantă, când ești în autobuz, în tren, în avion, în mașină, la iarbă verde sau la pădure, unde nu ai curent, nu la pădure sau nu știu unde, care iarbă verde, cum spuneam, referitor la lucrul acesta, cum e acum cu pandemia și cu cititul, eu am apreciat foarte mult ceea ce spunea scriitorul, prozatorul, mai ales dramaturgul englez, William Somerset Maugham, despre carte, despre citit, și zicea: citind o carte, ne găsim, ne creăm un refugiu personal față de toate nenorocirile lumii. Și vedeți în ce nenorocire ne aflăm, de o perioadă bună, uite, de 2 ani de zile. Și apropo de citit, de iubit cartea, un proverb chinez, multe au făcut chinezii și multe invenții, spune: când citești prima dată o carte, parcă îți faci un nou prieten. Când o recitești, este ca și cum te-ai întâlni cu un vechi prieten. Mult adevăr în acest proverb chinezesc. N-am de lucru și vă spun că am participat la multe lansări de carte și uite ce, în ce paradox ne aflăm sau mă aflu eu, cum sunt aici, într-o situație destul de delicată, dar, cum spuneam, sunt onorat să vă prezint cartea mea aici la editura Caiete Silvane, la Centrul de Cultură și Artă al Sălajului. Dar participând la atâtea activități, de lansare de carte sau la atâtea întruniri, indiferent de natura lor, ca martorul ocular, n-aveam de lucru și mă băgam și eu în seamă, spunând câte un catren. Multă lume după aceea tot m-a invitat: domn profesor, spuneți-ne sau faceți-ne, referitor la activitatea respectivă, o epigramă. Păi, nu era epigramă, că știți cât de pretențioasă e epigrama în 4 versuri, cu primele 2 care scoate în evidență, nu? Ceea ce se întâmplă, dar ultimele 2 versuri sunt acolo, cu sare, cu piper, cu zicături, cu înțepături și așa mai departe. Ele sunt epigramele, sigur, foarte pilduitoare. Eu făceam, până la urma urmei, 4 versuri, catrene, cum le spuneam eu, catrene răvășite. Da. Și n-am de lucru, ziceam, să prezint aici și acest catren, apropo sau referitor la acest volum de publicistică. Și zic eu, cei care o vor citi ar putea chicoti amintiri cu ceva farmec,
scrisă de un berbec. Pentru că sunt berbec, cum ziceam, și mă repet, mâine se încheie zodia berbecului și intrăm în zodia taurului, la vecin berbecul și la propriu și la figurat. Ce să vă mai spun? Vă spun că peste câtva timp vom intra în perioada sărbătorilor pascale și mai avem timp de citit, de răsfoit, de a înțelege cuvântul scris despre indiferent despre ce, și atunci n-am de lucru, dar fac bine ceea ce spun eu. Un punct de vedere al meu referitor la scris, la carte, la literatură, de fapt. Și vă spun ce ziceam eu acum vreo 13 ani la Centrul de Cultură și Artă Sălaj, la o activitate prijeluită de sărbătorirea revistei Caiete Silvane, și ziceam și spun repede. Se știe de mult că literatura, prin toate componentele sale, a fost considerată o operă de artă creată din cuvinte. Cu siguranță este cea mai importantă dintre operele de artă realizată de-a lungul timpului, ele realizate. Toate scrierile, de la poezie la roman, de la schiță la piesa de teatru, de la eseu la reportaj, de la scrisoare la novelă și așa mai departe, au transmis, transmit și vor transmite peste veacuri cele mai puternice și tainice valori morale, spirituale, prin puterea emoțiilor și a frumuseții acestor compoziții de excepție. Toți autorii de valoare posedă o mare încărcătură lirică, ce le conferă acestora un statut aparte, unul omului de litere. Miraculosul lor condei provoacă o perpetuă meditație asupra destinului actual al literaturii într-o lume pe cât de modernă și computerizată, pe atât de agitată și nesigură. Adevărul adevărat este că raportul dintre creațiile literare și această lume înconjurătoare generează permanent o reală meditație, dar meditația cea mai profundă asupra literaturii trebuie să fie chiar literatura însăși, prin toate genurile sale. De aceea este necesar să ne îndreptăm spre o literatură tradițională, autentică, aducând și firește înnoiri caracteristice mileniului al treilea. Conștientizarea unei viziuni imaginare sau unui fapt real prin oricare formă literară, produsul finit, duce la un spectacol nemaipomenit prin care cititorul devine la rândul lui un regizor de ocazie. Numai așa, făcând recurs la literatură, vom avea parte de un spectacol mirific. Acest refugiu deconectant, cum spuneam și înainte și mai ales cum suntem în această pandemie nenorocită, scrisul și cititul, benefic moral și spiritual pe tărâmul literaturii, este binevenit în zodia acestei lumi computerizate. Scrierea, citirea sau recitirea unei cărți oferă valențe culturale și educative dintre cele mai alese. Așa că sloganul pe care îl știm cu toții, carte frumoasă, cinste cui te-a scris, rămâne pururea o mulțumire sinceră, transmisă din inimă cu mult suflet. În acest context, Caiete Silvane au devenit un adevărat suport al literaturii, indubitabil purtătoare de cuvânt scris, călăuzind bine gândurile și ideile
personalizate ale autorilor sălăjeni și nu numai, oferindu-le totodată un bun prilej de a căpăta o parte din cât au dăruit cititorilor prin grafica inconfundabilă a paginelor în alb și negru. Dacă de acum înainte această revistă de referință a culturii sălăjene va apărea și în format color, cu atât mai mult trăirile interioare ale tuturor vor fi la înălțime pe măsura regăsirii literaturii între meditație și între spectacol. Așa ziceam eu acum vreo 13 ani. Fiindcă ne apropiem de Sfintele Paști, eu urez tuturor șimlioanilor, tuturor sălăjenilor, tuturor românilor, tuturor celor care sunt în această frumoasă Românie, chiar dacă e cuprinsă de pandemie, un Paște fericit, lumina sfântă a învierii Domnului, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să pogoare în casele, în sufletele, în inimile fiecăruia dintre noi, pentru a ne face mai buni din toate punctele de vedere. În acest sens, redau două vorbe, pagina 197 ale Domnului Daniel Săuca, spuse acum 4 ani în Șimleul Silvaniei, la inaugurarea monumentului Iuliu Maniu, cel numit făuritor de țară. Ele sunt destul de adecvate și perioadei în care ne aflăm, dar mai ales de Paștele care se apropie cu repeziciune. Și spunea domnia sa așa: să ascultăm de liniștea cuvintelor, să avem echilibru, să fim implicați. Am plâns prea mult de-a lungul istoriei noastre și cred că ar fi bine să ne mai și bucurăm, să ne respectăm între noi, să-i apreciem pe cei cu adevărat valoroși, să avem încredere în valorile neamului și să fim români. Frumos spus. Așadar, sănătate multă dumneavoastră, familiilor, celor dragi, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Doamne ajută! Numai bine!